Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din acest weekend a fost redeschiderea Casei de Cultură din municipiul Hunedoara, după ani buni în care s-au efectuat lucrări de renovare și modernizare. Interesul hunedorenilor a fost atât de mare încât gazdele au fost nevoite să organizeze în aceeași zi două spectacole prin care s-a marcat redeschiderea instituției culturale. Redeschiderea Lăcașului de Cultură de pe malurile Cernei a fost marcată chiar de Ziua Culturii Naționale printr-un spectacol folcloric extraordinar prezentat de Iuliana Tudor și organizat de Consiliul Județean Hunedoara împreună cu Primăria Municipiului Hunedoara și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. Hunedorenii au luat cu asalt caseria Casei de Cultură pentru a intra în posesia invitațiilor, motiv pentru care organizatorii au fost nevoiți să reia spectacolul astfel încât să-i mulțumească pe cei aproape 1000 de hunedoreni nerăbdători să-i urmărească pe artiști pe scenă. Dar înainte de toate, spectatorii au putut urmări un scurt metraj despre trecutul și prezentul instituției culturale, în care s-au făcut investiții de peste 16 milioane de lei. Casa de Cultură va continua să facă istorie acasă la Hunedoara. Teatrul se redeschide pentru hunedoreni. Scena așteaptă de acum înainte artiști celebri, dornici să vă încânte. Prețuim cultura și hunedorenii de pretutindeni, iar de acum încolo, spectacolele celebre ajung și la Hunedoara, un oraș pe care cu mândrie îl modernizăm și înfrumusețăm de la an la an. Lumea știe că din 2015 Casa de Cultură a rămas închisă pentru că nu avea aviz de securitate la incendiu. În urma unor lucrări ample făcute la acea vreme tot de Consiliul Județean, am explicat necesitatea redeschiderii acestei Case de Cultură domnului Laurențiu Nistor, administratorului public al județului Costel Avram, și astăzi ne aflăm în ziua în care se redeschide Casa de Cultură în urma unei investiții mari făcute de către Consiliul Județean și o mică parte și Primăria Municipiului Hunedoara, cu un spectacol de gală. Mă bucură interesul enorm al cetățenilor din Municipiul Hunedoara care au dorit să participe la acest spectacol. Am avut peste 1500 de solicitări de invitații. Drept pentru care mulțumesc încă o dată președintelui Laurențiu Nistor și administratorului Costel Avram. Au dublat spectacolul în așa fel încât cred că aproape 1000 de oameni vor fi prezenți la cele două spectacole în această seară. Este o investiție importantă pentru noi pentru că întregește ansamblul arhitectural zona pietonală Corvin. Este ziua în care marele și inegalabilul poet Mihai Eminescu s-a născut și nu în ultimul rând este ziua în care în Hunedoara Casa de Cultură din Hunedoara este redată hunedorenilor și recapătă strălucirea de altă dată. E un loc special pentru mine. Am avut foarte multe concerte aici și sunt tare fericită că este funcțională această Casă de Cultură, pentru că are o arhitectură superbă și merită ca oamenii de aici din Hunedoara să se bucure de acest loc. Vreau să felicit Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Județean pentru că au ales să investească în cultură, pentru că alături de sport, cred că cel mai important este să putem să ne sprijinim valorile și să arătăm că România în continuare are valoare și valoarea să o conștientizăm prin ceea ce înseamnă cultura românească. I-am fost impresionați cu toții de căldura cu care publicul hunedorean, iată, a venit la două reprezentații ale echipelor pe care noi le-am convocat astăzi aici. Le mulțumesc tuturor colegilor artiști că au acceptat acest lucru, le mulțumesc și felicit pe hunedorenii care au venit, ne-au aplaudat, ne-au sprijinit. Casei de Cultură din Hunedoara și Primăriei Hunedoara, acestor instituții le doresc ca anii care urmează să aducă pe această scenă evenimente culturale de amploare.
Extraordinar, extraordinar, mi-a plăcut foarte mult și sala și totul, totul a fost minunat. Foarte frumos, foarte nemaipomenit, extraordinar. Oricând ați venit la un spectacol din asta, când mai vine cu mare plăcere. A meritat așteptarea să stea Casa de Cultură închisă? E extraordinar de frumoasă, e ceva nemaipomenit. N-a fost, cred că, niciodată. Eu sunt de mulți ani de zile în Hunedoara și am fost de multe ori, dar n-a fost niciodată așa de frumos aranjată și pusă la punct. Foarte frumos și multă stimă pentru primar și Consiliul Județean, multă sănătate și oamenii din astea să tot fie și tot facă ceva frumos în orașul ăsta. A fost un spectacol extraordinar. Deci și Casa de Cultură arată foarte frumos. Mulțumim primăriei și organizatorilor. Foarte frumos! Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos! Și felicitări doamnei care a recitat poezia. Deci chiar mă bucur. Spectacolul a fost extraordinar. Cultura și educația sunt temelia unei națiuni, iar românii s-au refugiat de multe ori în cultură. Sper ca prin deschiderea acestui edificiu de cultură, tinerii noștri să devină dependenți de cultură într-un județ pe care eu îl asemuiesc cu un petec de paradis.